puterea rugăciunii. Într-o zi s-au întâlnit într-o bibliotecă trei creștini, un protestant, un catolic și un ortodox. Pătrunși de frumusețea cărților ce le citeau, nici nu au observat când s-a făcut seară. Când doar ei mai rămăseseră în bibliotecă, au început să discute aprins despre ceea ce citiseră peste zi. Deodată, lumina s-a stins și au rămas cufundați în întuneric. Atunci, unul dintre ei zise: "Știți ce? Hai să ne rugăm, să spunem fiecare Tatăl nostru și poate Dumnezeu se va îndura de cel care se roagă mai frumos și lumina se va aprinde. Astfel vom vedea și care credință este mai puternică în fața lui Dumnezeu, cea protestantă, cea catolică sau cea ortodoxă." Ceilalți doi au fost imediat de acord. Mai întâi s-a rugat protestantul. Rugăciunea sa a fost atât de frumos spusă, dar camera a rămas în continuare în întuneric. Atunci s-a rugat și catolicul. Rugăciunea lui nu putea să nu te impresioneze. Cuvintele veneau din suflet, spuse cu multă evlavie, dar lumina a rămas tot stinsă. În sfârșit a început și creștinul ortodox să-și spună rugăciunea, doar că, în timp ce rostea cuvintele cu smerenie, liniștit și cu grijă, s-a ridicat de la masa unde se aflau cu toții, a plecat încet pe bâșbâite spre intrare, a găsit tabloul electric, a schimbat siguranța și s-a întors, în timp ce el își încheia rugăciunea spunând: "Amin", întreaga încăpere fu inundată de lumină. Apropiindu-se de prietenii săi nedumeriți, le spuse, arătându-le Biblia de pe masă: "Mai devreme citeam din Sfânta Scriptură. Când s-a stins lumina, eram tocmai la versetul care spunea: mântuirea și rugăciunea nu stau în vorbe."